Potrivit unui comunicat al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, sunt vacante 129 de locuri de muncă pentru săptămâna 5-11 august, după cum urmează. 20 de locuri de muncă în domeniul producției și prestări servicii, 6 locuri de muncă în sănătate și asistență socială, 10 locuri de muncă în industria lemnului, 9 locuri de muncă în comerț, 36 locuri de muncă în construcții, 42 locuri de muncă în industria confecțiilor, 6 locuri de muncă în turism și alimentare. Pentru locurile vacante, în cele mai multe cazuri se cere nivelul mediu de studii, iar unele joburi sunt destinate absolvenților promoției 2015.